domnilor, urmează ceea ce așteptați dumneavoastră cel mai mult, adică festivalul de folclor Lina Chiralina. O invit în scenă pe domnișoara prezentatoare, haide, se află la prima astfel de apariție națională. Bună seara, emoții? Puțin. Puțin. Să o încurajăm, să o aplaudăm? Formațiile sunt pregătite? Sunteți pregătiți? Foarte bine! Suntem în direct pe TV Brăila, în Brăila și în Galați. Mulțumim încă o dată, te rog. Mulțumesc. Bună seara și bine ați venit la Festivalul Lina Chiralina, ediția 11-a, organizat de Palatul Copilor Brăila, în colaborare cu Primăria Județului Brăila. Dansul și muzica populară fac parte din creațiile artistice ale omenirii și s-au dezvoltat în același timp cu dezvoltarea popoarelor care le-au produs, reflectând talentul și caracteristicile spirituale ale acestora. Dansul și muzica populară dezvoltă într-o manieră sinceră și directă aspirațiile și sentimentele oamenilor, însoțind fidelul om atât în momentele sale de bucurie cât și de mâhnire, exprimând caracterul, temperamentul, forța, agerimea, înțelepciunea și umorul poporului. În continuare, îl invit pe domnul profesor Lipan Vasile. Bună seara, Brăila! Câteva cuvinte despre festivalul Lina Chiralina. Acest festival inițiat în urmă la nivel municipal și interșcolar la nivel, în urmă cu 10 ani, asta e fiind cea de-a 11-a ediție, încearcă să continue tradiția începută din anii de înființare, 2002, după cum am spus, păstrând o parte din repertoriul inițial care l-au avut formațiile invitate la nivel de școli, dar și care s-a îmbogățit în mod permanent cu invitați din alte zone folclorice, încercând să păstreze nota de autentic. Chiralina se remarcă până acum la toate edițiile naționale și internaționale prin ansamblul Palatului Copiilor și ansamblurile din județ, care au obținut rezultate deosebite în concursuri atât pentru interpretare cât și pentru frumusețea și autenticitatea costumelor populare purtate de participanți, devenind la rândul un mesager al culturii tradiționale, un element important în integrarea valorii culturale românești pe plan european și universal. La cea de-a 11-a ediție am invitat 9 ansambluri de elevi, 16 formații de dansuri populare și 24 de soliști. Să vedem în ce măsură timpul ne permite să putem să ducem la capăt totul. Pentru ca să se desfășoare în bune condiții, era nevoie și de un jur. Și o să încep împreună cu eleva noastră, fostă dansatoare, nu e la prima ediție îmbrăcată în costum popular aici, cum a zis domnișoara Camelia, președintele jurului, domnul profesor Nedelcu George Ghiță, director al Palatului Copiilor și Elevilor Brăila. Spune-te. Doi. Vicepreședinte juriu, profesor maestru coregraf, Brăileanu Ilie, director Clubul Copiilor Slatina. Un alt membru al jurului pentru categoria muzică este doamna profesor doctor în muzică, Cojorcar Galina, profesoară la Liceul de Artă Hariclea d'Arclei și școala Vespasian Lungu. Membru al jurului, profesor maestru coregraf, Iuliana Gănescu Soare, director Sfinții Voievozi București, fica maestrului coregraf, Gănescu Constantin, părintele spiritual al folclorului coregraf. Profesor maestru coregraf, cu puține rădăcini brâilene, domnul Coman Ștefan, profesor la Palatul Copiilor din Tulcea, director al ansamblului artistic profesionist Balade de Deltei, director al unui festival de renume internațional, care și brăilii noștri au participat, Peștișorul de Aur, care, dacă nu mă înșel, a ajuns la 20 și 20, n-am greșit.
Educatoare Mioara Otelea Constantin, director artistic la Waltnet Folklore Academy. Domnișoara profesoară Mirela Moruz, încă profesor, ofițer de presă la Palatul Copiilor. Un alt profesor de coreografie care vine după plaiul prahovene, domnul profesor Sorin Ion Petre. Și nu în ultimul rând, membru juriu, secretar, organizator și prezentator, profesor maestru coregraf Vasile Valentin Lipan. Coregraf la Palatul Copiilor.